Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Salutare la toți prietenii mei de pe YouTube și de pe alte platforme sociale, cum ar fi ajutatele pe stălbaticul.net. Bine v-am regăsit la un nou episod din țara noastră, Forza Horizon. Spune stălbaticul de ce numărare? 15. Iar astăzi, după cum ați zis și în titlu, o să facem un challenge pe care l-am mai făcut în trecut amicii mei, dar eu nu l-am făcut, cel puțin nu de când a apărut Forza Horizon 5. Și sunt și pregătit pentru acest challenge și amicul, vreau să fiu sigur că nu e pregătit de acest challenge, pentru că doar și mi-a dat o frumoasă sumă de 25 de milioane. O să facem cursă cu buget în funcție de câți bani avem în portofel. Ce țeapă proastă ai! Ce țeapă îți lași! De ce? Că mai am muncă cel puțin la portofel. Sălbaticule, cât bani ai în portofel? Bă, să știi că nu prea am, că doar ce cam i-am... Eu venim masa și plătit 15 milioane, cât o-i mai avea? Famuci astăzi, e famuci! Nu te cred, nu te cred, sălbaticule, că amândoi încercarăm astăzi să-l facem anti-tryharder și tot pe nivelirăm. Ascultă, stai așa, că număr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... 30, 32, 33, 34. Nu vrei tu 34, mă? Vrei să-ți arăt cam dovada la uite? Legu, mă. Acum, nu zic că minte. Nu zic că minte, dar el niciodată nu are bani. Azi la cafea, iar n-am avut bani. Cum n-am pusei, mă, de bunule? Stai, mă, că ieri cine s-a plătit, mă, cafeaua ieri? Ieri, da, și nu-i de astăzi banii. Deci ăsta e singurul om care iese în oraș și nu are să-și... Bă, la modul că n-are, nu că își uită portofelul, că bă, nu scoase. N-are, da. Bă, tu ești prost, amice? Deci, amice, ăsta e după un jegos are, de în avea, în nu avea schimbat, e o diferență între nu avea deloc. Nu, amice, te-am prins cu 3 lei în portofel. Doar o dată, aia a fost o dată atunci. S-a întâmplat de mai mult, nu-ți place să ții bani la tine. Nu mai exagerăm cu cărți, că nu știi până exagerăm. Deci gata! O dată a avut, o dată 12 lei, mi-a cerit mie să se tundă. Gata, băi! Băi, mă ascultați? Că moftică când minte așa. Că ai amice? 30 și cât să-i? 34. Eu am 23 jumate, tu, sălbaticule? Am... 90. 90 de lei? Nu, am 4 milioane. Că zic care... oricum, ce căcat. Ce căcat de mașină ți-ai tu, mă, cu 4 milioane? Păi ce vrei, mă, ești de buget? Am 3 milioane ceva? Da, hai să facem așa, că dacă nu... Sălbaticule, tu ai de 400 de ca. Da, 300. Mulțumesc. 3 milioane 400. Zi mersi lui ăla, că ăla... Fă-i, bă, dar ce fac dacă dau așa? Nu m-am vrut cu ăla, mă, de lâmpul pula mea, că minte rău. Nu. Și bă, iar mă nervează. Dintre noi trei, tu ești ăla care umblă... Amice, de câte ori și-a uitat ăsta portofelul la cafea în ultima lună? Bă, de câte ori? Păi, ăla astea am pică și-a uitat portofelul, frate. Una e să-mi uit portofelul, alta e să-mi n-am bani la jumate, e clar. De aici încolo trebuie să mă uit. Sesto, Elemento, unde ești? Vividon coa? Bă, nu lua Sesto Elemento. Păi tu crezi că ăla se mai gândește? Nu mai lua mașini modate, scârbă ce ești. Bine, bă, ia Sesto Elemento, dar tunezi tu. Nu mi-au bă niciun Sesto, mi-au altceva. Păi ia-ți-l, dar tunează-ți-l tu, pișatule, ce ești? Nu am nevoie, mă, să vă găsiți. Pișat sărac. Chiar motive că... cu mine. Bă, dar ce așa mare diferență între ăștia două mâncavași? Scoasă bă, să dea camă ta. Nu, că iarăși ala intensa emoțiune, parcă văd. Băi, de unde știe, frate? Băi, arăți intensa emoțiune, dă-te în sparanghel de aici și ia. A, bă, aia nu, ia mai te încarice meu. Păi nu, că două mașini știe. Păi mai nebunit, două mașini știe. F1 GT-ul și cu ăsta. Sesto Elemento. Sesto, da. Și ia, și când are mai puțin, și ia Lambo ăla bun. Da, da, Lambo ăla. Nu, și lea pe la bun și să vai să că... Vai, ce Lambo prost am! E cam prost, da. E cam prost, da. Hai. De 990. Luați? Și după luați, când... Bă, da, bă, dar tu ți-l luai pe ăla când noi aveam mașină de 950. Și după când îl prins că e prost, zice-o săritul. Păi nu, că acum când ne luăm mașină de 999 vrea să ne luăm noi, știi? Știi ce zic, știi? Au. Nu știu ce să mă joc, hai, nu știu băi, ce să mă joc. Gata. Păi, dar de unde eu aveam Bugatti pe aici? Aoleu, ce mai scumpă mașină pe care o am, știi, bun? Nu pot să iau. Da. Deci nu știu ce mașină să-mi iau, încă mă uit ca prostul la mașină. Oricum, la Victorie n-am șanse, așa că-mi iau o mașină care e așa... Care ce-ți place, nu? De gen de sufletul tău, cum ar veni. Da, da, da. Asta-i prea slabă pe Torque UE. Dar e și mai ușoară decât ăștia alte cu Torque UE. Hai, cu ea, pe asta mă, de ce mai ușoară cu ea.
Surpriză? Este, eu am deja mașina pregătită, eu vreau să facem cursa care se auto-intitulează pe sine însăși, Colossusul. Păi normal că mi-am făcut și intro de oră, să merite. Care mă, avem 5 da. Minute, cu tot cu ba, mașinile, aici, și intrăm da. Direct în Colossus. Aia, din aia 30 și ceva de milioane, cât trebuie să dai în următoarele ore? Chiar că... Niciodată. Vă lasă la lui. Păi bine, haide, face făi cursa, amice! Bani. Hai mai repede! E, bă, ăla trebuie să facă. Pare pentru toată luna viitoare și următoare, hai! Ostor, bă, de ce mașină îți luași, mă? Îți luași Ford GT! Da, Lambo Huracan, ești hai de bun la cap! Hai de capul tău, bă! Păi Huracanul e bun! Nu e. Nu se compară cu ăla. Ford GT-ul ăsta ce faci cu el, ești nebun la cap? Bă, și cu ăla ce fac, ești nebun, n-aveam nicio șansă versus AMG One și ăsta, cum îi zice, Pagani. Ce e acum vorbești? Amici, zi tu! Nu era mai bine cu Lambo, ce fac cu praf? Bă, era mult mai bine cu Lambo, dar e n-aveam, mă, nicio șansă nici la să nu-mi iau DNF-și de plus. Păi, n-ai șansă de la bună, ce ești varză, da? Era mult mai bună aia decât ce-ți faci tu, bă. Păi și cu ce faci, bă, tu ești nebun, dacă oricum DNF-ul mi-l luam? Cum, mă, că nu ți-l luai? Cum dracu, ești nebun, e Colossus? Da, e nasol că e Colossus, într-adevăr. Pe Goliath nu aveam o șansă, dar pe Colossus nu, n-ai nicio șansă. Tu ce top speed ai, mă, cu trătăreața aia pe care o ai? Nu știu, că nu pot să fiu atent. De ce? Mamă, dar ce frâne are. Vin după tine, păzea. Nu vin. Vezi că dacă te prind direct în tine, dau ca să știi. Dai, dai mâta. E mai bine așa? Poate dau un berceaica bătrână, ia vezi. Na, ai vrea tu. Nu, n-aș vrea, dar mă simt nevoit. Da, e praf asta, mă, cața sufletul păi tău. Păi, da, tu ce credeai? Păi nu, dar e proastă și pe ăsta, pe handling, ești nebun. Hai, hai legumă, mă, cu mașina ta, șmecheră, hai! Nu îl faci pe ăla dacă nu îți schimba și tu la Final Drive. Nu cred. Îți dai seama. Cine, tu de, sau ăla? Da, ia uite ce mi-am patinat puțin aici. Așa, ia uite, na, uite, na. Păi e nesimțit iarăși, bă, nu. Dă-te în ceaca mea de aici de scârbă. Bă, dar de ce? Dar acum ce? Eram pe curbă! Ce, nu mai e egal între noi? De ce trebuia să mă lovești? Ce era mai... Ce era pe curbă, amice? Hai, lasă, nu, că ești nesimțit. Bă, dar ăsta nu înțelege, bă. La fel, acum iarăși la fel. Bă, amice, ascultă-mă un pic, eu n-am cum să iau mai mult de volan în curbă, că nu-mi ia mai mult. Aia era maxima pe care puteam să o iau ca să iau curba, nu ca să intru în tine. Da, mă, da, mie spui, că nu vreau să-și. Dar pur și simplu se întâmplă, hai, lasă, că ești nesimțit. Nu, frate, dar mai zic nimic, bă, dar în fiecare cursă mă lovește. Vreau să-ți mărturisesc ceva. Tata, când n-am filmat cu tine, așa. Pe ăla maraton, pe doctorilor, da. Așa. În oraș, a venit cu viteză extraordinară din, de mare din spate. Îți dai seama că n-a mai putut să ia curba. S-a oprit fix în mijloc pe loc. Și efectiv s-a pus de latul, în stânga mea. Curba era la stânga, știi? Și eu a trebuit să dau un el și făcea: ce faci, bă, ce faci, bă, nu mă lași să trec. Exact. Ah, bă, deci... dar ia stai un pic, băi, da, băi, copil din ăla care spun pijamalele la pipi, da. Ia spune tu mie, pe maraton. Așa. De fiecare dată acolo în curba aia de la final, cine dă în mine de mă aruncă în alea în față? Aia a fost de câteva ori de cât. Care de câteva ori de fiecare dată? Păi da, alea au fost pe răzbunări, bă! Și o să tot dau pa pentru dar ce dar vezi că alea sunt mult mai rele decât ce-mi faci nu mă aici, interesează. Acolo pe mine nu mă teleportează, nu nimic, trebuie să mă întorc înapoi. Și foarte bine, și de acum acolo când o să te prind o să dau și mai tare. Hai, atunci sugi ștuca. Na. Știi care e problema? Că mie la de punctări, băiatul ăla, eu mi se pare că am mai multe ca bercică. Dacă mi-am amintesc două e... sau trei când am dat intenționat pe vreo unul. Niciodată. Bă, știi ce nu-mi place mie pe la amicul? Are niște exagerări în el. Ce n-am văzut. Bă, handicapatule, tu și cu ăla. Ăla, da, într-adevăr. Bă, dar tu ce tot spidai? Bă, dar tu ce tot spidai? Eu? Cum, mă? 400, bă. 400? Bravo, frate! El își modifică la Final Drive, păi eu lăsai stop și ia mai mult... Bă, du-te, dracu, de aici! Nu mi-l modificai, cred că era modificat. A, așa. Și tu iei mai mult decât iau eu cu mașină stop, cum ar veni. Ce? Da. Păi nu, lasă asta, dar se pare normal? Ia zi. Nu prea. Nu prea, a? Ghinion, frate, păi ghinion. Ce rost are, frate, nu se mai pune până la cursa asta, eu mai... Că mă opresc până pe loc, până pe pune. Ghinion, bă, frate, ghinion. Bă, de aici. Ăla care business să comenteze. Bă, prostule, dar ți se pare normal? Păi dacă eu am bugetul cel mai mare, automat am cea mai bună mașină, corect? Păi o ai!
Om! Păi da, dar n-am tot speed-ul tău! Păi tu nu vezi ce tot speed ai? Și tu când ai avut mașina de 300 de mii și ai reușit cumva să ții de 999 când noi aveam 950. Păi te mă duce în capul, păi e vina mea că ești prost. Uite capul, uite și pe ăsta a dus în capul să-și modifice faină. A, păi, a, păi dar bine frate, păi dar trebuia să se modifice-o. Păi nu, nu, dar mă oftică. Haideți să facem o zi frumoasă, o zi. Păi n-a făcut cine, că l-ai ofticat, are un băț în curând de azi dimineață. Adică în țara mea. Fix așa. Păi nu bă, dar să găsi cine să comenteze. Ca nu vă mai certați, mă, fiți mai buni, fiți mai păi mai, nu, frate, că n-ai cu cine. Calm. Toate lucrurile se întâmplă în defavoarea mea și tot. Săracul de el, sălbaticule. Ăla mă lovește, mă aruncă afară. Nu e nimic. Bă, pe episodul meu, ce fă de în defavoarea ta, mă, mă, să-și cam să-și mai bună mașină iar. Ce fă în defavoarea ta? Dar cum e posibil ăla de la de la tot fiind de 300 ajunge la 400. O, bă, că n-avea 300 asta, avea 340 ceva. Asta. Unde dracu are aia? Asta nu e, nu e, bă, nu e, e Zonda, nu e aia, aia-laltă. Nu e Huayra-ul. Da. A, ok, și e la 340 la 400. Bă, măcar cât aveam și eu tot, mă întrebeam, bă, dar cât ai tot? Păi știu cât ai tot, eu. 370, 80. Aaa, săracul de el. Bă, dar eu nici nu-i luai. Aia e problema. Bă, nici nu-i luai 400. Pă pe unde, că e, e Colossus. E Colossus. Da, dacă e să-și, înseamnă că îi luași. Nu, vedeam după cum crește și că gen că avea loc să ia 400, dar cred că voi aveai vreo 380 și ceva. Mai aproxime și tu așa, păi mai normal! Bădești. E Colossus, nu o să mergi niciodată cu tot speed-ul și dacă mergi, mergi decât colo o bucată mică pe autostradă. Dar nu știu și tu comentează că e în spatele meu. Păi este în spatele tău, dar că asta ești bun. Că mă loviști. Păi nu, că mă loviști, de-aia stă spatele tău. Nu, că ești bun. Ești bun că și dacă, noi suntem slabi. Că dacă nu mă loveai... Și acum construiește în capul audienței o de-aia cum el este ăla. Bă, dacă nu mă loveai... Îngăritul. Dacă tu nu mă loveai... Să până acum, o să-ți arăt cum lovi. Ia să ne arăt, că sunt curios. Păi bine, nu, păi nu e bine cu... Nu e bine cu ăsta, că ăsta e ofticat până pe mine, că e prost. Și oricum păi zice ca tine. Oricum zice ca tine. Să-ți arăt și ție cum te lovi, că tu nu văzuși cum te lovi. Păi nu, mie mi-a răs, dar să nu comentezi la că la oricum îl știu că la... Ăla cum este subiectiv, nu e obiectiv. N-ai ce singurul lucru pe care eu sunt ofticat, băi pișatule, e că tu ai venit cu regula, nu vă mai luați aceleași mașini. Ai prins 3 mașini bune pe care ai reușit și tu să ne bați singurele de altfel. Și de atunci le spamezi în continuu. Ăsta e singurul lucru. Când te-ai ținut de proprietate. Nu mă trebuie să faci. Deci vă rog frumos să nu mai cedați întrebul meu. Pentru că copiii ne-au zis o regulă. A zis, dacă vreți să nu mai intervine chestia asta, dați-vă scor. Adică chit că ți-ai Intesa Emozione, chit că ți-ai Pagani, Zonda sau ce-și mai abercică, să ai o limită de scor. Ba da, uite, să ai 930 de exemplu. Da, să ai 930 de exemplu. Da, dar nu merge, că zici să iei. Tunezi ceva, altceva, rămâne urât. Ce vrei? Da, și o să fie... O să fie nasol, zic eu. Păi, nu știu să plângi asta, uite că e fix în curul meu. Păi sunt păi, frate, nu știi, dar, parcă nu știi, dar oricum te ajung greu, că nu e să zici că, domne, sunt niște mașini total diferite. Bă, ideea e că dacă mașina... Dacă mașina e bună și el se plânge, înseamnă că câștigă cu o mașină proastă, ceea ce e wow. Dacă pierde, înseamnă că, bă, cu mașina proastă și era normal să pierde. Asta e mentalitatea. Păi, nu, bă, dar mentalitatea cum este că o să pierd, că mă lovi ăla. Unde dracu, că mai e jumătate de cursă? Dacă de atunci nu-ți mai reveni după ce îl ajunsești de acum 5 minute... Că-l păteam. Dar e o diferență. Păi și de-aia îl depunctează băiatul ăla acolo. Deși pe tine am impresia că nu te-a depunctat de câte ori mai lovit. Nu, frate, eu nu sunt... Dar numai în Colossus ăla mai lovit de, cred că, 6 ori. În una Colossus? După alta. Da, da, atunci. Când m-am enervat eu. Hai, Pagani, Zonda, hai, că-l facem pe amicul pe curb, îl văzu eu, că nu știe. Nu că nu știu, pe asta am fuge pe data de curmă. De ce? Pe a întâia. Aoleu. Că dacă dau a întâia, fuge. Dar nu știu de ce. Și de aia, și acolo trebuia să dau a întâia să am putere. Accelerarea pe interiorul curbei, cum am văzut al bătrân. Salut băi, sălbaticule. Bă, ce ai vere că până acum o luași bine, fie dracu de mașină. Păi dacă treci din cursă, băi, sălbaticule. 57, ce dracu. Cred că aveți lejer 10%. 65 am. A, pe acolo.
Da, bă, e cursa foarte lungă, n-ai ce să... E lungă și e cu multe curbe. Multe mișmașuri. Da. Mamă, îl făcui prea amicul pe curbele alea. Păi, dar nu stai, păi, da, pentru că eu pe antea, uite, îmi fuge. Dar acolo nu pasă de antâie, așa. Ba, acolo da. Era de antâie, ce-i? Păi dacă de a doua, păi a plecat, părea subturat. Păi da, și decât să fugă de cur, mai bine să pleacă un pic subturat. Interesul meu era să-l ajung. Nu știam că-mi fuge așa de rău. Am fugit o dată de două ori și ăla a fugit. E bine. Te-ai dus legumă, humă, te crezi la piloții NASCAR, dă-te în sparanghel de aici și ia legumă, humă, ce ești. Da, având în vedere că am ajuns la viteză, te rog. Cât e pe aici, amice, cel mai mult. Aici e tot scuzul. N-a avut cum să iau 400 acum, că acum l-ai 390 și nu cred că și am 373, na. 75. Păi ia că hocă până la final. 376, 80. Așa? Și atâta, gata. Și ăla 390. Scuze-mă, frate. Nu te mai văieta așa. Păi da, frate, dar nu e ci... Păi da, corect, când mașina mea stochia atâta și atâta nu. După cum o spusești tu... Tu, mă, normal, trebuia să ai un dezavantaj aici. E corect că trebuia să ai un dezavantaj din fața mea. Nu atât de mare ca să fost egal, dar tu, păi, tu trebuia să ai sub 10 ăștia kilometri față de mine. Amice, repet, se pare că tu când ai avut scor mult inferior nouă și ți-ai luat mașină de 999, a fost corect? Păi cum adică scor... Aha, hai că o căcai, da. Când am luat eu cu ăla, mi-a luat, am avut buge mare și ne-a luat mașină de 950 și tu ai apărut cu una de 999. Bă, dar fuge pe la de curb pe întâia, bă, băiatule. Ce ai că mă aruncă de-a latul, direct. Șoferul. Asta e pentru băiatul de la merită sus banii. Da. Că lui a zis că îi placă pisatele de Ford, dar când e legumă, try harder și îi bate pe băieți. De unde? Este aici. Aude cum intră aici, aude cum intră aici. Ai văzut-o? Și pe aici? Bă, dar m-a dus să ia acum, în final. Păi nu, bă, dar n-ai ce. Și am aș pe el de merge de scăru. Dă-i DNF, amice, dă-i DNF. Încerc. Nu prea cred că ai cum. Da, da, ai dat. Da, ce puncte. Nu te cred. Mă, cred că mai dă DNF? Nu, cred că mi-au, cred că mă întrece cel pe mine. Nu te întrec, nu, că mă lovi acum o țără. Care că te mai zici de ce? Păi mă uitam pe hartă și dădui în parapet. Să-l văd unde e. Și am aș pe el, ia uite și tu ce noroc am. Mă ca prost. Bă, dar și vouă vi s-a acumulat niște jec la padele, trebuie să le ștergi. Parcă țin așa cu mine. Aoleo. Jec la padele, au și tu. Da, mă, ce? Nimic, mă, dar nu era ceva de răspuns acum, ne spuneai, ne întrebai și tu pe noi după. Ce, mă, de ce să mă ascult? Ce, n-ai chele mă, de mâini? Prefer să cred că pielea mea e vie. Păi da, dar mai e și un stramoartă. Dar prefer să cred că e vie, înțelegi? Mare greșeală faci de lume. Te văd. Bă, foarte mult aici, să știi. Nu cred că îi doream DNF nici dacă nu... Mie îmi plăcut cum conduceam afară de 3-4 scăpări. Și nouă ne-a plăcut scăpare, vedete, și văzură. Da, a 5-a scăpare. Bă, îți atinge câteodată parapetul ăla de zici că dai, nu știu, un Dumnezeu, ești nebun cu ea. Stai să-ți călare mașina mai puternică ca mine, zici și mă ia pe aici. Hai, te iau. Păi, dacă tu ai mașina mai rapidă. Unde? Nu, da. Omul ca asta, asta nu știu de ce, adică gen, are decât 800 de nm. Păi ce e, bă, dar, bă, dacă are care... Da, bă, dar depinde aia, depinde greutate. Depinde forma. 100 de kg, în adevăr. Hai, bă, ajungi și la 90%. Bă, nu, nu fu corect și mă uftică prostul ăla, că s-a reușit. Gata, bă, 90% este. Gata. Mi-am atins. În inima mea nu-ți lași DNF și nu-ți vedem data viitoare. Pa, pa.